Primăria din Târgu Jiu a pus la dispoziția publicului o carte de condoleanțe în care oamenii pot lăsa mesaje după moartea ultimului rege al poporului român. Toți cei care vor să lase un mesaj de condoleanțe pentru Mihai I o pot face începând de astăzi până luni. Primăria Târgu Jiu a amenajat în holul de la intrare o carte de condoleanțe care este pusă la dispoziția tuturor celor care vor să transmită un gând casei regale a României în acest moment dureros. Mai multe oficialități ale județului Gorj au scris primele mesaje de regret pentru pierderea regelui Mihai. Un ultim omagiu pe care îl putem aduce majestății sale este un ultim gând pe care îl putem transmite familiei îndurerate, lucru pe care l-am făcut și eu, l-au făcut și colegii mei, pentru că este vorba de un om care a trăit pentru România, un om care a ajutat la democratizarea României. Cartea de condoleanțe se va afla în holul primăriei până luni. Chiar dacă e un gest simplu, e un gest de normalitate, având în vedere acest moment trist prin care poporul român trece. Plecarea în lumea celor drepți a majestății sale, regele Mihai I, a făcut ca Primăria Municipiului Târgu Jiu să deschidă o carte de condoleanțe. Cartea va fi trimisă casei regale a României după funerarii și îmi doresc ca prin intermediul dumneavoastră să invit cetățenii Municipiului Târgu Jiu să lase un mesaj în memoria regelui Mihai I al României. Trupul monarhului va ajunge în țară miercuri 13 decembrie și va fi înmormântat pe 16 decembrie la Curtea de Argeș.